Sfântului Duh. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească să numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, Domnul General Ispas, membru de onoare al asociației noastre și a Clubului Creștilor. Încep cu două concluzii pe care le-am tras astăzi. Câte istorie și câte carte știu eu, mi-au demonstrat întâlnirile de la Sebea și de la Almaj că nu știu nimic. În sensul, comunicarea care eu am primit-o din partea dascălor și aici și aici, a fost fantastică, pentru că n-am știut nimic din tot ce mi-a spus aici. Al doilea, am constatat legătura strânsă și ca profesionalism și ca colegi între cadrele didactice de la școlile la care eu am fost și aici și la Bac și peste tot. Și al treilea rând, legătura între preoți și cadrul din viață. Spun, pentru că la mine nu se întâmplă așa ceva. Mai ales că eu, fiind pe front, făcând Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică, armonie, contrapunct, clasă de dirijare cu Ionel Perle, cu George Georgescu, Emil Zora, așa și mai departe, am fost folosit de preotul unității. Întotdeauna, când se termina lupta, mergeam și trăgeam cu cârligul morții și propriul pământ. Cât a rămas în mintea mea de atunci, observați că acum a făcut explozie această informație. Vă spun, dragi colegi, pentru că și eu am fost dascăl, profesor universitar, 25 de ani, în Academia Militară. Și Stănculescu, și Milă, și Gușe, și toți generalii care astăzi nu mai sunt, au fost în clasă la mine. La dascăl, apreciez în mod deosebit raporturile între dascălii de aici și copiii de aici. Ceea ce m-a adus pe mine la 93 de ani să vin aici, sunt de periculos. Și domnul Mărginaș, băi, cum îl invit eu pe omul ăla de 93 de ani? Că poate crapă în mașină. Da, bine că nu s-a gândit așa și am primit invitația. Pentru mine, o hrană spirituală este fantastică. Să constat, de câte ori am venit aici și mai ales la Alba, că în Ardeal clocotește patriotismul, iar la mine, în regat, nici nu pâlpâie. Deci, ceea ce m-a adus aici este acest element de dragoste de țară, de patrie, de neam, de tron și de limbă. Am fost pe front la 17 ani. Am luptat la Țiganca, fac o paranteză, pe 26 luna aceasta, sunt invitatul regimentului de gardă Mihai Viteazu, cu care eu am fost pe front și unicul supraviețuitor al războiului al doilea mondial din regimentul de gardă, am fost eu. Și anul trecut și ne-am întâlnit acolo și cu președintele statului. Legătura între cei vii și cei morți. Am stat și m-am gândit. Am scris pe noi 20-30 de cărți. Probleme de principiile matematice în domeniul militar. Am făcut și cibernetica Moisil, am pus bazele informatice în armată, fiind singurul trimis peste tot și m-am informat și am reușit acest lucru. Am ieșit din armată ca să nu devin omul altora. De 30 de ani am stat în gradul de colonel, am 33 de ani de pensie și 30 de ani de când sunt în gradul de general. Două grade mele. Semnate
de șeful statului, ministrul apărării. Mai era și al treilea seara astea, acum, dar faptul că nu s-a înțeles președintele cu ministrul apărării, că trebuie să se înțeleze cu ministrul apărării, am rămas pe neafă. Dar nu-i nimic. Și așa, e prea mult și prea departe. N-am făcut niciodată coaliție. Nu se descrie niciun partid, fiind președintele veteran de război, nu am drept. A, că am simpatizat sau nu, aia e cu totul așa. Comunismul pentru mine n-a contat nimic. Pentru că noi, toți care am luptat cei 800 de mii de români în războiul din Rusia, am fost considerați criminali de război. Și în consecință, orice dascăl și orice profesor, orice istoric, nu s-a apucat să scrie nimic despre criminali de război. Și acum suntem toți criminali de război. Nu ne-a dat nimic, nimic decât după Revoluție ne-a dat ceva. Ca să fiți siguri și ce spor de front iau eu, rețineți, 10 lei pentru primul an de război, într-o lună, 10 lei. 5 lei pentru următoarele luni, când fiecare lună vede 5 lei. Deci un an și 9 luni am de front în linia întâia, nu concentrat și așa mai departe. Făceți o cotare 5 lei și cu 45, mă rog, atât este bun. Dar nu asta mai. Faptul că am intrat, nu știu, nu pot să-mi explic, nici eu și nici domnul Mărțean, cum de-am ajuns eu aici. Dar acest lucru pentru mine a fost esențial în viață. Cred că ultimii 10 ani din viață au fost prelungiți de această activitate desfășurată de mine aici, în Ardeal. Am fost un copil sărac, dar bogat de minte. Părinții mei n-au știut carte. Nu m-au dat la școală. În 1937 am venit acasă o coroniță, luasem premiul la școală prima. Tata a sculat de la masă, ce-i dă-aia în capul tău, mă, dă-o, dracu-i-o. Eu n-am văzut. Mi-a rupt și mi-a dat și un picior. Nu l-am condamnat. Asta era gradul lui de cultură. Ce să-i spun? Am, la vârsta respectivă, am fost rănit după ieșirea din cercuire de la Fustul Domnului, unde am fost 39.000 de oameni încercuiți, am scăpat 36. Și așa am ajuns în retragere în Bătălia Moldovei, unde am fost rănit pe moșia lui Cuza. De acolo, rănit, trimis la un spital de campanie și mi-a făcut operație și a constatat doctorul la operație că eu sunt tuberculos. M-au reformat următorii din 44 până în 48, în tot în spitale și așa mai departe. Iată că supraviețuiesc și acum. Am avut poftă de carte. Mi-a plăcut mult matematica. Pentru că româna am avut un dascăl, zic eu, nu s-a prejudat ca lumea. A întrebat din clasă. Ia să-mi spui tu care este raportul între verb și predicat. Fost pozitiv de care. N-am spus ăla, n-am spus nici eu. Și mi-a dat la palmă cu ce cinci noiere. Și de atunci mi-a fost teamă de limba română. Și atunci m-am dus către matematică. Și am făcut destul de matematică, am scris cărți de matematică, am fost șeful unei catedre în Academie și așa mai departe. Și atunci am ajuns să scriu. Am scris, datorită și domnului Marginean, că într-un fel sau altul, nu i-am spus și nici nu-i spun, dar m-a apărut monitorul meu în treburi de astea. De aceea, am scris destul. Faptul că am trecut de la ateism, așa am fost în armată. N-ai voie să duci la biserică, să duci să rămâne, te cum? La credință.
toți cei care au murit din compania de la mine au fost numai, au furat numai loc din deși de la oameni și așa mai departe. Cel care n-a avut credință, am scăpat de atâtea ori. Cel puțin pe front, de 4 sau de 5 ori, am scăpat de la oameni. O secvență. Comandantul meu de companie, pe la 4 de oameni, păi du-te și adu cu gărașa cu apă, nu-mi place aia de la mine. M-am dus către, lângă Dalnic, este o localitate, Valenda, undeva un izvor de apă, o bandă acolo. Și am găsit acolo, rănit din cursul dimineții, pe locotenentul Basarabescu. Nu mai putea. Și era așa cum e, dacă se mai întorcea o dată, așa cădeam nașterea aia. L-am luat, l-am dus, când m-am întors eu înapoi, plutonul de călări care era la cercetare, care erau dezlegați și am intrat în adăposturile alea, în bordeie. 27 de camarazi de mei, de colegi, tăiați. Partizanii de sus care au văzut despre ce e vorba, fă, acolo iese un ofițer, e ceva. Deci am scăpat. Scăpat în ecranul. Revenind la activitatea pe teren de război, am scris o carte de 700 de pagini pentru Comuna Peștișani. Am luat după aceea Comuna Lelești, unde și la Sovician, de Lelești. Și am scris o carte pentru comuna mea. Această carte are trei părți. O parte, misiune îndeplinită, în care și eu mi-am îndeplinit misiunea și cei care au luptat pe front cu mine și-au îndeplinit misiunea. Ceea ce am adus aici, pentru dragostea, sentimentul de plăcere, de camaradenția, eu și cu domnul director, i-am adus-o să-i dau dumneavoastră. Cu rugămintea, nu vă dau acum, stați un pic. Nu. Da. Repede sus cu la repede. Aceste adevăruri am avut șansa, din profesor în Academie, pe toți cei care lucrează la arhivele militare. Și m-am dus și am luat și am copiat tot ce era posibil acolo. Nu sunt într-o frază, nici măcar o jumătate de cuvânt scrise, adăugate de mine. Pentru că nu mi-am permis. Eu am pus datele cam la cap și restul comentariile le face de fiecare punct. Am scris despre Peștișani. Pentru că 400 de bărbați ai datoriei, astăzi nu mai există. Și am scris despre fiecare ce scrie în jurnalul de operații. Pe unde a fost? Drumul parcurs. Iar pentru comuna mea, am scris așa. Tezaurul uman al comunii turcinești, așa, în vântarea celor două războaie mondiale. În această carte, pentru că de-astfel de aici, nu știu nimic, nu e o jignire, despre război de independență, nu erau vechi. Despre primul război mondial, dus pe teritoriul județului Gorj și pe teritoriul României. Scrie tot ce vreți aici. Adevărurile istorice, raporturile de putere între Antonescu și Hitler în toate situațiile, scrie aici. Aceste documente încă sunt secretizate. Ceea ce e greu de reținut, nu știu dacă există un profesor de istorie de aici, că toți sunt născuți după 1944. Dacă n-ați ieșit la pensie, înseamnă că n-ați avut timp nici de unde să știți marile bătălii purtate de armata română în războiul rus. Pentru această treabă am fost invitat la Universitatea Sapienza din Roma. Am stat o săptămână. O universitate care avea 32.000 de elevi, studenți. Și acolo am întâlnit 8 generali ruși, dar erau generali tineri, așa că nu ca dumneavoastră, mai vârstă, ca domnul care e consilier de aici. Tineri, n-aveau nici 30 de ani, general. Da, s-o prea bine că
i-am înțeles eu așa. 8 generali ruși, 5 generali nemți și 3 contramirali din Greci. Acolo, prima dată, nu ne-am prea înșel. Când au văzut despre ce vorbesc eu, am devenit foarte bucurie. Mi-a spus, avem documente, dar am cerut la armată și atât, ia documente să văd cei care au murit. Rușii știu absolut tot, când au murit, iar noi nu știm nimic. Pentru că convenția, în 12 septembrie, a pus și Stampila, criminal de război, toți cei care vorbesc. Deci, nu s-a mai interesat nimeni. Istoria militară a poporului român n-a început decât cu insurecția armată. Comuniști au făcut tot. Ei și așa mai departe. Așa că asta m-a determinat pe mine să scriu. Și îmi pare foarte rău că dascălile din societate istorice care sunt și acolo. Niciunul n-a vorbit, domnule, în cei 30 de ani de când suntem împreună, n-a vorbit niciodată. Pentru că nu știe. Copiii de la școală, îi criticăm noi degeaba, că nu știi degeaba. Păi de unde se știe dacă nu există în manualele scrise de Ministerul Învățământ? Asta m-a determinat pe mine să las această carte manuală domnului director, că poate va înțelege și dânsul, băi, e ziua unii, e cu războiul de aici. Despre războiul ungaro-român. A vorbit frumos doamna aceea. Ce s-a întâmplat în 1918 până la unire. Dar ce s-a întâmplat de războiul declanșat de Belacun și Lenin, în care vreau să dărâme complet situația ceea ce se realizează la Alba Iulia, am scris eu aici 30-40 de pagini concret, inclusiv regimentul Nouă Vânători, generalului Rasovicianu, atunci coronel, și sunt niște poze în care generalul Rasovicianu dă mâncare populației maghiare. Iar în final am scris, a fost ocupație, am ocupat, dar ocupație de un anumit tip. Deci, sute de mii de vagoane de cereale au fost date de români pentru întreținerea populației din mare. Iar Corti, la sfârșit, de raporturile între România și Ungaria, tot prin război se vor termina. Așa că, astea sunt lucrurile. Îmi pare foarte rău că la Alba am rugat pe domnul primar să-mi scrie care sunt. Mi-a trimis o listă, dar eu, cunoscând situația aia, domnule, dacă ei au fost veterani de război, dacă au luptat în armata maghiară, împotriva mea, nu știu eu care sunt ăștia. Și nu pot să fac gafa, îi scriu acolo să zică lumea, păi, ce, păi să-i dau lumea. Nu. Așa că asta este ce am vrut eu să spun. Problema războiului încă nu e rezolvat. Noi, veterani de război, am șters lacrimile acestei țări după obrazul sfânt al ei. Veteranii de război, războiul nu moare odată cu veterani. Noi, veteranii, din 24.000 cât am fost în Gorj, acum mai suntem 32. Din acești 32, 2 sau 3 suntem într-o situație mai avantajoasă, mai putem deplaza sau vorbi. Restul, nu. Războiul, sigur, cu alte arme și alte mijloace, dacă v-aș întreba de aici, unde a fost? Unde a dislocat flota 6 americană? 50 de ani, în Marea Mediterană. Unde este astăzi? Marea Neagră. N-am văzut ce atunci, să mai avem vreo dată război. Pentru că războiul presupune morți, presupune orfani, presupune femei fără sus, presupune invalizi de război fără picioare sau fără mâini, presupune numai nenorocire. Am reținut și o să închei o poezie. Ai grijă de noi, dă-ne pâine neagră, nu ne dă război.